Salut tuturor, signori și bine m-am regăsit la un nou episod pe ce sunt mai buni. Astăzi din 6 fare în 4 se va vedea, iar campania de astăzi ne-a cu Franța și vom merge pe drumul de dreapta, așa cum ați spus și voi pe comunitate să ne jucăm. Da, deci care este ideea? Ideea este că, da, mai mult foarte frumos vom lua întâi și întâi armată, adică n-a ce putem vorbi, deci 74 de divizii la băiatul, le vom prestima divizii de infanterie foarte frumos și elegant, adică acum le vom ia să fac așa puțin, deci 37. Așa, deja putem cu 37, bun, 19 pe aici la băiatul, deci 5 le punem frumos aici la ăsta, bun. Ne pregătim întâi și noi cu armata, că cine știe când vom mai apuca de când, de ce putem vorbi. Deci ne punem frumos aici cu ăsta, ăsta e 6 aici la băiatul, deci bun. Așa, pe astea le vom pune frumos așa aici, bun. Dar nu cred că ne punem încă mareșal, că nu, că degeaba ne punem, adică na, deci le punem, îi punem pe ăștia frumos acum, bun. Iar ideea este nu trebuie mai bun, deci o să ne punem frumos și elegant pe focusul cu revive de National Block, deoarece foarte frumos vom avea nevoie de dânsul pentru a dobândi acest focus aici cu drumul fascist, adică cu National Regeneration și desigur că vom avea nevoie de 50% suport, deci zice, uite, fascist suport, da, deci e clar treaba, deci vom avea nevoie de 50% popularitate, adică na, știu ce putem vorbi. Dar ideea este următoare, că după ce facem acest focus, va trebui să banăm neapărat comuniștii, că na, dacă nu-i banăm, cred că o să o luăm rob, da, o să o luăm rob pe coajă, adică na, știu ce putem vorbi, deci na. Bine, deci o să ne punem întâi și pe producție, da, nu pe construcție, o să ne punem pe weapon equipment, da, inginerie, bun, aici o să ne punem la construcție, o să ne punem întâi și întâi cu niște fabrici și civile, bun, așa, aici desigur că, na, nu avem, deci pe bune, chiar nu avem loc de nevoie de acea producție, că era vai de cap wave, deci aici o să ne punem cu vreo 3 arme. Două aici, că de ce nu? Aici este tot așa puțin, bă, suport equipment, nu-l punem pe ăsta acum, îl lăsăm așa. Că vreau să pun, da, o să punem întâi și întâi track, acum o să ne punem pe ăsta. Bun, și pe... Hai și cu niște antieri, că da, vom avea nevoie și de dânsul, bun. Aici 3, aici 4, astea le lăsăm cu atât așa. Și hai să punem și niște armor card, deoarece dacă s-o să mă gândesc mai bine, este tot așa puțin, deci ce face astea? Ma. Bun, deci... Adică sunt beneficii, adică... Deci mai mult... mai mult stop attack în primul rând și dacă s-o să mă gândesc, da, mai mult fuel capacity. Adică, na, putem salva o grămadă de chestii pe scurt, abia, adică putem salva dacă... Bun, deci ne punem și pe asta frumos aici. Facem și asta că de ce nu, bun, și cam asta a fost o cantă, dar stai puțin să ne punem și pavioane, că na, am uitat de ele. Așa, ideea este că dacă punem armor car, ne va ajuta foarte mult în mare parte pe, deși uite, pe hard attack, nici uite, mai mult pe breakthrough, ok? Și, bine, supply user nu pot să spun că este așa, dar mai mult, uite, ne dă și HP mai mult, adică este mai bine, e cam același, dar asta e partea a doua, dar ideea este că, așa cum am spus, mai bine ne punem armor, ok. E mai benefic în mare parte, deci bun. Astea sunt pregătite, avea astea mai camionele. Bun, deci pe astea le vom mânga frumos la depo, că na, nu prea pot să zic, o să ne folosim de ele în mare parte, dar este așa puțin, deci le punem așa, bun. Iar acum, desigur, este să aranjăm astea, că na, nu prea îmi place cum arată, deci scoatem astea de aici frumos, scoatem și asta de aici. Bun, lăsăm așa. Facem întâi și întâi vreo 36 de divizii de cavalerie, deoarece vom avea nevoie de ele, adică n-am ce putem vorbi, deci ne punem frumos cu asta aici și ia să ne punem și noi frumos aici cu armata la granița cu nemții, că parcă văd, adică că o să o luăm pe coaja dacă nu o punem, că oricum o să refuzăm remilitarizarea acestei zone, adică na, vom fi puțin mai discreți în această campanie, să zic așa, adică mai atinși și mai discreți în mare parte. Dar remilitarizarea acestei zone pe nume Reichland, adică n-a zis ce putem urmări și foarte frumos este tu așa puțin, deci Britania așa refuz, ok? Păi ce să mai spun, deci ce dice? Nu mai dat, ok, we must be back, nu. Refuzăm, domne. Iar uite așa, da, uite așa am intrat eu frumos cu ăștia în război, dar bine, oricum îi batem pășare pe jur, adică este tot așa puțin, deci ia să ne punem doar aici cavaleria, bun.
Deci să-i punem pe ăștia frumos aici. Acum știm cu toții că am intrat în război cu Germania, adică na, se poate vedea ce este cea, domnule. Este problematică treaba, dar se pare că englezii nu m-am primit că sunt niște javre ordinare câteodată, dar da, este ce putem vorbi, deci e clar treaba. Ok, deci hai să ne punem și aici cu armata. Bun. Mamă, dar stai mă puțin, 3, nu prea e bine. Dar se pare că comuniștii au luat cam mult în vizor, să zic așa, bun, deci e clar treaba. Ok, hai să ne punem întreștite pe ăsta. Da, stai aici pe minus cu political power-ul, e perfect, mai bun, pe bune, e perfectă treaba. Da. Mai să ne punem atunci astea, deci... Ce mi-ai zis, pe bune? Da, așa că, deci trebuie să jucăm inteligent acum. Ăla atacă ca dobitul cu futus morții mătii de nemernic, bun, deci mergem așa. Hai cu un Encirclement, dar na, să sperăm. Mai faci pe dreac cu un Encirclement, da, ăștia am fost pe bune. Da, deci cam trebuie să revenim. Bun, și se pare că am scăpat și de acest lucru, deci ideea a fost să îmi pun foarte multe trupe în Calais ca să înceapă de loc războiul civil, adică să, na, să vină comuniștii oarecum la putere și na, de ce putem vorbi, deci foarte frumos, mai bun și mai putem spune. Na, băieții ăștia acum nu își mai pot să își mai pună trupe sau să construiască, sau de fapt cred că pot să construiască așa dacă nu mă înșel. Dar da, mai bun, ce mai putem spune? Deci ideea asta a fost să punem acea trupe, acum foarte frumos ne-am pus să banăm comunismul, că na, dacă îl mai ținem, mie că se va întâmpla alt lucru foarte rău, așa că desigur îl vom da la o parte și desigur că foarte frumos și elegant ne vom pune pe acest lucru după ce facem 12% suport, bine, la War Support de fapt, și foarte frumos cred că o să ne punem după aceea pe Utilize the Leaks, să zic așa. Adică, de fapt, cred că o să ne punem după focusul ăsta aici, dar da, despre ce putem vorbi. Pare că putem adăuga dintr-o decizie foarte frumos și elegant Early Mobilization, adică desigur este foarte bine dacă se gândește acest lucru. Mai ales că domnul Pierre Laval na, va fi înlocuit cât de curând se poate, adică foarte bine că a rămas încă pe diplomație. Se pare că foarte frumos ne-am preschimbat în Franța Naționalistă și e sigur că foarte frumos și mai ales elegant, ce mai putem spune, ideea este că, da, după ce vom face acest focus care desigur ne va scoate acest nerf pe care jocul ne-a dat, ideea este următoare, că vom trece odată pe acest focus care desigur vom face acest focus. Pe aceea că nu cred că avem nevoie de asta, mare parte că avem oricum un guvern fascist la conjure și putem să dobândim mai ușor stabilitate și ori suport, așa că desigur ne vom pune pe asta, că avem nevoie de mai multă eficiență, mai ales la producție, mare parte, și desigur că foarte frumos vom merge pe ruta cu latine în day, deoarece ideea este că dacă facem Tower în New Europe, ideea este că na, nu prea pot să spun că sunt de acord cu ce... Da, bine, dacă intrăm în axă, nu, e bine și aia, dar oricum, mai deci, pe bune, mai bine facem asta cu latine întâi, deoarece este mai interesantă decât asta, adică uite. Păi, da, mai bun, se pare că a început și nebunia și desigur că foarte frumos în tot acest timp, na, am clădit în mare alianță, să zic așa, adică, na, se poate vedea aici Antanta Latină împreună cu Italia, Spania și desigur și Portugalia și foarte frumos, ce să mai spun, e clară treaba, oricum trebuie să facem repejor aceste focusuri, că nu avem foarte mult timp la dispoziție, ca să facem repejor armerii fără și desigur să ne punem și repejor pe ăsta ca să putem face și astea de aici, dar oricum mai este mult timp până alea și da, despre ce putem vorbi, dar astea și asta, da, hai să ne pregătim cu avionile, în primul rând, că na, parcă văd că o să nu mai am manpower și o să cam avem nevoie, că na, putem să, mamă, ce am făcut, mă? Bagă-le-am, așa, bagă-le, așa, bun. Da, oricum, putem să declarăm și război pe Germania, dar cred că o să facem asta puțin mai târziu, dacă stau să mă gândesc mai bine, adică... Na, nu prea am o logistică foarte bine, va să zic, dar da, despre ce putem vorbi, deci... Formă stată legea de vom anexa astăzi, că de ce nu, deci ce să mai spunem, e clar treaba. Bun, ne punem așa și pe băieții ăștia. Atențion. Aici, uite, așa intrăm frumos până la Bruxelles, va să zică, bine, s-a înconjurat de fapt Bruxelles, dar asta e partea a doua, deci... Așa. Ne punem și așa pe ăștia, uite ce frumos să le facem aici în Encirclement. Hai că le-am mai făcut dacă e. Oho, Mussolini, tată, mulțumim, pe bune. Așa că pe așa trebuie să ne punem în calme, pe bune. De așa trebuie să anexăm pe ăștia, pe bune, că... Continue l'attaque. Da, e serios o treabă.
Așa. De fapt nu, și le pui pe ăștia. Aia, acolo, ăștia aici, hai Kevin. Gata, asta a fost și Belgia. Ce mai putem spune? Bă, dar ce fac? Da mă, tată, mai repede pe ăștia, mă, că trebuie să scăpăm repede de pe bune. Că timpul tică e, va să zică. Bun, cu nemții nu putem, dar nu putem semna un pact de neagresiune. Era bine dacă puteam să semnăm, că nu mai ne puteau declara război, dar asta este acum ce mai putem spune. Cred că va trebui să declarăm război antantic. Bine, antantic, hai că sunt idiot. Antantă sunt eu acum. Alieților. Hai, mă repede și pe ăștia buni. Așa, mă, ale lui. Bun. Vino frumos sub corul Franței, să zic așa. Așa, bun. Mă, desigur că ne vom pune și pe băieții așa de aici. Uite așa. Atențion. Deși pe ăștia aici frumos să ne punem. Atențion. Bun, direct către Amsterdam. Foarte frumos. S-a dus repede Olanda, pe bune. Ce trec, cum? Cu ce? Na. Să mor tu că... Păi și ce trec, cum? Stai tu așa păsin. Da, băieți, cam asta a fost, ce să mai spun, e clar treaba. Da, e... Atențion. E calme, va să zic, oricum, ne putem pune și pe Luxemburg, ne putem pune, nu ne putem pune... Să 65 de zile, a se pare că băieții și asta îi pune pe Luxemburg, adică, da, e clar treaba, bun. Este, deci, cam dispărut acolo... Relimitarizarea, dacă e, bun. Nu trebuie atunci să facem asta, dar cream că nu dispare, dar asta este acum. Din greșeli mai și învățăm. Ce mai putem spune? E clar treaba. Așa, o luăm pe asta de aici frumos. Mamă, dar cât petrol au ăștia aici de mult? E clar treaba. În rest, deci... Da, da, hai să anexăm... Dar nu știu, să anexăm pe asta pe toată. A, ia-o mă, bag-o aici frumos la buzunar bun. Bine, la buzunar. La noi, să zic așa, în teritoriu bun. Asta o lăsăm ca papet, asta o anexăm, deci asta anexăm aici, bun. Așa rămâne, bun, deci am luat doar ce era important, adică na, ce avea mult cauciuc și mult petrol în mare parte, că na, vom avea nevoie, să zicem așa, și desigur este tot așa puțin și... Na, partea asta de aici, hai că e bine, bun. A, nu, pe asta am făcut tot papet, băgam ești picior să-mi băg, asta este. Da, chiar nu strică, adică, pe bune, deci e esențial, e perfect, adică. Bine, aici cu petrolul ăsta, că n-a trebuit să luăm măcar insulista aia de acolo, dar asta așa. Că ia să-i tot așa puțin să ne uităm, deci cât e, plus 12, hai să luăm de acum, deci dăm frumos de aici. 80, de la băiatul încoace, bun. Așa, deci acum cu Garrisonul cum stăm? Stăm binișor cu Garrisonul, ok. În rest este tot așa puțin, deci partea asta de aici, da, să zicem că putem face ceva pe ea, oricum. E doamne, bun, foarte frumos, bă, ce am făcut, m-am făcut-o, papel, m-a făcut Dumnezeu, mă, tingură. Na, eu am luat ca deșteptul, doar, na. Da, asta este, nu, deci acum chiar pe bune nu mai putem face nimic, asta este, lasă-o dreptul, e treaba bună. Ne punem pe astea frumos aici, o declarăm. Mai ce aia, ia, pe ce drum s-au pus ăștia? A, e bine că n-au ales încă ceva, e ok, e perfect de treabă, ok. Dar ce să mai spun, e clar, se treabă. Pare că n-a declarat și așa război, ce mai puțin spune, mai bun, e perfect de treabă. Mamă, este și aici Luxemburgul, în... stai, ia stai mă, așa puțin. Așa. Da, este ok.
pare că am fost salvat mai bun în sfârșit de către URSS, adică foarte frumos am intrat și ăștia acum război cu nemții. Ce mai putem spune, este clar, treaba foarte frumos, am rezistat aici o grămadă timp, adică se poate vedea aici ce mi-a făcut ăștia, că mi-a făcut o grămadă ravagii. Italia este și ea, desigur, în pioneze, a mai reușit și ea să împingă câte ceva, dar da, despre ce putem vorbi, este clar, treaba, Bulgaria s-a cam dus, Iugoslavia la fel, Albania nu mai spun. Da, despre ce putem vorbi, în rest, un lucru destul de oameni buni, Doamne ajută că a intrat URSS și mai ales... Da, se poate vedea câte pierderi am avut eu și câte pierderi... Da, câte pierderi au băieții, așa să zic așa, adică... Cam multe, pe scurt. 4 milioane de pierderi, holui, e un număr extravagant de mare, mai ales pentru Germania. Dar da, lăsând asta la o parte, foarte frumos am adăugat și la template niște tankuri, că na, vom avea nevoie de ele în mare parte, adică foarte frumos, se poate vedea aici cât defense, bine, defense-ul e mai mult de la infanterie, dar și na, bine, și la artilerie în mare parte, dar ideea este că avem un mai mare breakthrough, un, da, 121, hard attack, deci e bine că am pus tankurile astea oricum. Iar foarte frumos, desigur că, na, aici este altceva, desigur, este tot așa, poate să le punem paste aici, deci bagă-le aici frumos. Bun. Da. Ia să le punem dacă e, uite așa. Da, nu, nu, nu. Bun. Vai de capul nostru mai bun, pe bune, deci ce mai putem spune? Am câștigat și noi acest război de lungă durată, adică până în 42-27 iulie, vai de capul nostru, aoleu, aoleu, Doamne. Pe bune, deci 4 milioane de pierdere a avut nemții, bine, plus că, na. În fine, deci ideea este că trebuie să stau foarte frumos aici într-o ofensivă destul de mare, adică, na, e clar treaba că dacă... Nu mă plimam la un coz altul, cred că uite așa făceau nemții cu mine. Deci uite așa făceau cu mine și uite așa mă ștergeau cu pixul de, cu pixul de pe listă, dar da. Lăsând asta o parte, da, se pare că i-am umis, aleluie. Bine, oricum i-am umis și cu acest template revoluționat pe care l-am făcut și foarte frumos și mai putem spune. Este clară treaba, adică, na, aleluie. Iar se poate, dar nu știu cum dracu s-a făcut împărțirea aici, că da, e clar treaba, adică au mușcat și italienii de aici. Da, au mușcat și aici o parte din nord, e clar treaba, deci nu mai pot spune ce s-a întâmplat aici, dar da, s-a întâmplat la parte mai buni. Am vrut să-mi pun și-o pe Anglia, dar da, se pare că au intrat în alianță niște mocofani, dar da, ce mai putem spune? Ah, și la România, da, din păcate n-am mai putut salva și banatul, dar asta este... Iar acum, desigur că ne vom pune pe URSS și foarte frumos, ce mai putem spune este că băiatul acesta... Va regreta pentru ce a făcut, mai ales, de fapt, Ungaria este, știi că aici chiar e, na, și Cehia, bine, Cehia, dar Ungaria, băi, putem să-i mulțumim aici, dar lăsăm asta la o parte, ideea este următoarea, mai bun, că va regreta pentru că a luat Basarabia, iar foarte frumos, un lucru de spus, viva la front!
La neige au marche vers le front, en chantant nous suivons. Héritiers de ces traditions, nous sommes avec elles. Nous sommes les hommes des troupes d'assaut, soldats de la vieille légion. Demain, brandissant nos drapeaux, en vainqueur nous défilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Ah, 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 car nos aînés de la Légion se battent là-bas, nous envoient en le bas. N'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Ah, 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 car nos aînés de la Légion se battent là-bas, nous envoient dans le pas. Pour ce destin de chevalier, honneur fidèle. Nous sommes fiers d'appartenir au deuxième REP. Nous sommes les hommes des troupes d'assaut, soldats de la vieille légion. Demain, brandissant nos drapeaux, en vainqueur nous défilerons. N'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Ah, 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 car nos aînés de la Légion se battent là-bas, nous envoient dans le bas. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Ah, 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 car nos aînés de la Légion se battent là-bas, nous envoient dans le pas. Păi da, mai bun, cam asta a fost și campania. Foarte frumos am încăput la CRSS-ul și desigur că nici măcar nu ai pus la mie jocul, adică n-a este clar treaba și m-aș fi pus să da și bangle, dar ideea este că, da, așa cum a spus, mocofanii ăștia sunt cu ei în facțiune și cam, da, cam asta a fost, adică v-a să zic că m-aș încerca să îmi pun pe aia, dar ideea este că, da, nici măcar nu mai pot să mai mișc aici, da. Așa și degeaba, că pe ăștia trebuie să, na, trebuie să intri încă, n-a dat și întâi ca să poți face asta și, mamă, chiar nu mai niciun chef să mai mă bat încă o oră cu americanii, că am stat vreo oră să mă bat cu rușii lui pe ăștia, adică, na, despre ce putem vorbi. Iar foarte frumos am dat României Rutenia, bine, adică Maramureșul Mare pe scurt, Pocusia, bine, o parte din Stanislav, adică Pocuse, adică foarte frumos Vintisia, Baza Tiraspol și desigur Odessa. Iar foarte frumos mai bun, cam asta a fost campania. Eu am fost Iordis. Nu uitați să dați și voi acolo un like în caz la plăcut și ne vom vedea data viitoare cu altă campanie. Salut!